Proiectul cu fonduri europene Egalitatea de șanse și gen prin antreprenoriat și calificare, care se desfășoară în municipiul Câmpina, este în plină derulare. În această perioadă încă se fac înscrieri, fiind disponibile încă 120 de locuri. Până la această dată s-au înscris un număr de 330 de femei șomere și în căutarea locului unui loc de muncă sau salariate. Sunt și din mediul rural și din municipiul Câmpina, majoritatea din localitățile învecinate municipiului nostru. Femeile care vor să ia parte la aceste cursuri trebuie să corespundă anumitor criterii. Trebuie să aibă un minim de studii, 8 clase, 10, 12 clase, și să facă parte dintr-o categorie vulnerabilă. În rest, nu avem niciun fel de condiții speciale de înscriere la cursuri. Dosarul de înscriere se depune la Primăria Câmpina alături de o serie de acte. Actele care trebuie depuse sunt copie după buletin, copie după certificatul de naștere, căsătorie, dacă este cazul, și ultimul act de studii. În cadrul proiectului sunt disponibile 450 de locuri pentru femei. În cazul în care vor fi mai multe cereri, locurile vor fi suplimentate.